Cafeaua Nației, pe stareanației.ro și aplicația Starea Nației. Partidul Național Liberal are două probleme, una mare și una și mai mare. Prima problemă e că PNL se află într-o dilemă. Nu știe dacă PSD a mărit salariile și e risipitor, aruncă domne cu banii, sau PSD n-a mărit salariile și deci i-a mințit pe români. Ați observat că unii liberali zic, bă, PSD aruncă banii pe fereastră, mărește salariile aiurea, distruge viitorul țării, ne îndatorăm fraților. Iar alți liberali zic, ce țeapă v-a tras PSD-ul, dragi alegători, ați văzut? A promis măriri și când colo, canci, n-a dat nimic. Deci, fete și băieți, hotărâți-vă, care să fie? Nu vă dau niciun răspuns la această întrebare, este dreptul meu legal să am un venit, să îmi câștig existența. Este dreptul meu legal să am un venit, să-mi câștig existența. Nenea Orban, ești doar penibil. Cine a zis, domne, să n-ai un venit? Cine a zis să nu-ți câștigi existența, cocoșel? Câștigă-ți, mă, existența. Problema e când îți câștigi existența ca politician, ca mare șef de partid, fără muncă, pe prietenie, prietene. Orban ne-a mințit de la început, e clar. Și acum toți jurnaliștii, pe bună dreptate, vor vrea de la el răspunsuri la întrebări de genul cât muncești, mă? Cât câștigi? Și ce faci exact acolo pentru banii ăștia? Nu cumva primești bani nemunciți? Exact când scosese Ludovic parul să se lupte cu pesediștii, op, s-a dezechilibrat și a căzut cu botul în par. Nu vă voi da niciun răspuns pe tema aceasta. Subiectul acestei conferințe de presă este cu totul și cu totul altul. Este dreptul dumneavoastră să întrebați și este dreptul meu să vă spun că pe această temă, în afară de ceea ce v-am spus, nu voi mai răspunde la altă întrebare. Subiectul este cu totul și cu totul altul. Nu merge, Ludovic, așa, nu merge. E ca și cum, băut fiind, ai dat cu mașina peste cineva și ai fugit de la locul accidentului, iar a doua zi vrei să ne vorbești despre încălzirea globală. Nu merge. Ce să mai combine acum? Ce discursuri să mai ții? Când apare Orban să ne spună, dragi români, noi, liberalii, vom dezvolta întreprinderile mici și mijlocii, tâmpeniile alea ale lor, toți vor striga, băi, Ludovic, salariu, bă, de unde iei banii? Cât câștigi? Ai facturi? Arată-ne fluturașul, nene. Dar să știți, oamenii vor gândi și altfel. Frate, ăsta e incapabil, l-ați văzut? A fost ministru la transporturi atâta timp și acum stă cu mâna întinsă ca un miloc la colegi. Incapabil, frate, incapabil să nu-ți faci tu un rost, mă. Pe bune, să vedeți de acum istericale la fiecare declarație de presă, la fiecare conferință. Orban o să încerce să spună ceva, iar jurnaliștii o să-l ia banii, bă, banii, Ludovic, banii, salariu. Cât e, de unde, cum, pentru ce? Scuze, am zis că PNL are două probleme, am greșit, are trei. Ultima e cronică. Partidul Național Liberal și-a asumat decizie politică de a susține inițiativa cetățenească cu privire la întărirea familiei. Wow! Întărirea familiei, doamnă? Era moale? Ce-i cu oamenii ăștia? Vor să întărească familia, auzi? Se îndoia, frate, familia ca fularul. Legat de ceea ce face PSD-ul, mie mi se pare că este cea mai cruntă dovadă de ipocrizie și cinism. Nu cred că Liviu Dragnea este cel care trebuie și este îndreptățit să vorbească despre familie. Nu cred că Liviu Dragnea trebuie să vorbească de familia tradițională, meeting pentru întărirea familiei și eventual modificarea Constituției. A? Auziți, domnul Dragnea, ce zice fata asta? Ci că nu puteți să vorbiți dumneavoastră despre așa ceva. Raluca Turcan așadar e ofticată acum că s-a lipit Dragnea la asta cu familia. Întărirea familiei, cum zice ea. Adică, măi Liviu, mă, dă tema la o parte, că întărirea e tema noastră, da? Hai pleacă, pleacă, lasă-ne pe noi să întărim familia. Ăstora li s-a întărit piftia între urechi. Pe bune, se bat care să întărească familia.
Dumnezeule, iar noi vrem de la ei proiecte, reforme, viitor. Aiure! Cafeaua Nației, pe stareanației.ro și aplicația Starea Nației.